După ce Micić și Giurasović s-au accidentat duminică seara la Târgu Mureș și vor absenta aproximativ o lună, reprezentanții echipei masculine de basket CCM Craiova au transferat un jucător. Este vorba despre pivotul Mladen Pantić, al patrulea extra transfer al oltenilor. Pantić are 33 de ani, 2 metri și 10 înălțime, iar ultima dată a jucat la CSM Oradea. Sunt bucuros că am semnat cu echipa din Craiova, am mai purtat negocieri și în vară, dar atunci nu s-a materializat nimic. Voi face tot posibilul să pun și eu umărul pentru îndeplinirea obiectivului, calificarea în play-off. Am făcut două antrenamente și mă gândesc deja la primul meci. Directorul clubului SCM Craiova spune că la echipă va mai veni un jucător. Din păcate, am avut doi accidentați care în momentul acesta vor sta pe margine cel puțin o lună de zile. Lângă faptul că mai aveam încă un accidentat pe Bozović, lotul echipei s-a subțiat foarte mult. În atare condiții încercăm să ne mișcăm cât mai repede, astfel încât să achiziționăm unul, doi jucători, unul l-am luat, așteptăm și pe al doilea zile de astea. SCM Craiova va întâlni mâine de la ora 17:15 pe BCM Mureș, în manșa a doua sferturilor de finală ale Cupei României. În tur, ardelenii s-au impus la o diferență de 19 puncte. La o jumătate de an după ce s-a înființat, secția de box a clubului SCM Craiova și-a prezentat astăzi antrenorii pe care i-a angajat. Este vorba de 4 tehnicieni cu vechi ștate în box, însărcinați să facă performanțe la Craiova. În sfârșit, a sosit timpul, ziua, când să fiu și eu angajat. Știți, majoritatea din dumneavoastră, de 10 ani lucrez voluntar. Am ambiția să fac mai mulți sportivi, mai mulți campioni, să dau tot ce pot. Am obținut rezultat 27 de medalii pentru CSM Craiova și inclusiv titlul de vicecampion al Europei prin Dinu Florin Gabriel. Sperăm în continuare să demonstrăm și să arătăm Craiovei, Olteniei, acestui club că suntem capabili și în stare să aducem performanțe și mai mari. Directorul clubului speră într-o bună colaborare cu cei 4 antrenori. Îmi doresc să fie o colaborare foarte strânsă. Iar dacă este un sport individual, aș vrea să lucrăm în echipă, să fie înțelegere. Pugiliștii se antrenează într-un spațiu amenajat la sala polivalentă până va fi gata cealaltă sală de pe strada Brestei, din clădirea în care a funcționat o piață de legume și fructe. Echipa feminină de handbal SCM Craiova a debutat aseară cu dreptul în returul Ligii Naționale. Elevele Simonei Gogârlă s-au impus pe teren propriu cu scorul de 20-19 în fața formației Dunărea Brăila. Pentru Craiova, Georgescu a înscris 6 goluri, iar Dana Băbeanu a punctat de 5 ori, ele fiind cele mai importante marcatoare ale echipei. Este foarte greu de pe margine să stai și să vezi că ai totuși 6 goluri în față și adversarul se apropie încet, încet, cu pași mărunți, dar sunt bucuroasă că am reușit un rezultat bun, sunt bucuroasă că am reușit ca cele 3 puncte să rămână la Craiova și vreau să felicit fetele pentru această victorie, pentru modul de joc, pentru modul de cum au abordat această partidă, cum s-au bătut în apărare, cu câtă ambiție și sper să avem același parcurs și în continuare. În etapa următoare, SCM Craiova va juca în deplasare cu HC Zalău.